Agricultorii au ieșit din nou în proteste. Astăzi, fermierii au adus utilaje agricole pe sectoarele de drum Orhei Rezina, Chișinău Bălți și Chișinău Soroca. De asemenea, ei au blocat drumul către și dinspre Vama Leușeni de la frontiera moldoromână. Cerințele fermierilor rămân aceleași, acordarea subvențiilor și distribuirea de către autorități a motorinei donate de autoritățile române. Păcate, suntem nevoiți în disperare să recurgem la asemenea măsuri. Credeți-ne, nu ne bucură pe noi sau pe mine personal să vin tocmai la Căușeni, la Leușeni, să protestez cu băieții. Protestele fermierilor nu se potolesc nici în străinătate. Acțiuni de protest sunt organizate în Ungaria și Polonia. Motivul este propunerea Comisiei Europene de a prelungi importul temporar fără taxe vamale din Ucraina și Republica Moldova. În replică, fermierii polonezi au blocat principalele drumuri către punctele de trecere a frontierei cu Ucraina și au descărcat grâu din camioane. Fermierii polonezi au de gând să protesteze împotriva politicii agricole a UE timp de 30 de zile. Ei cer statului să ia măsuri pentru a combate reducerea profitului. My też żyjemy i też chcemy utrzymać się po prostu. Dlatego strajkujemy, żeby nasze zboża były naszymi zbożami, a ukraińskie niech troszeczkę zblokują nasz rząd po prostu. Nemulțumirea este exprimată și de agricultorii din Marea Britanie, Italia și Spania. Ei nu sunt de acord cu costurile mari la producție, impozitele și legile privind importul.